Din păcate, ne confruntăm cu un trend ascendent al accidentelor în care sunt implicați pietoni, cu vinovăție. Și, din păcate, această cauză, indisciplina pietonală, a ajuns să fie, să ocupe un loc 2 în rândul cauzelor generatoare de accidente de circulație pe raza județului Caraș-Severin, după nereducerea vitezei, de fapt, nerespectarea regimului legal de viteză, care ocupă locul 1, în condițiile în care constatăm o creștere substanțială a accidentelor, și o să-mi permit să vă ofer cu exactitate datele. Este vorba de 42 de accidente, în creștere cu 3 față de 2012. Și aici rămâne ca neîmplinire faptul că, din păcate, nu reușim o educare, chiar și prin sancționare eficientă a pietonilor, având în vedere că deși sunt activități de educație rutieră pe care le desfășurăm în școli, victimele sunt de diverse vârste. Sunt și copii, mult mai puțin decât în alți ani, din fericire, dar sunt și persoane mature pe care, din păcate, noi nu le mai putem educa întâlnindu-ne cu ei. Principalul aspect al acestei, prin care se traduce această indisciplină, este traversarea neregulamentară a drumului public. De multe ori, nu numai prin locuri nepermise, ci chiar fără să se asigure. Și, din păcate, consecințele sunt uneori fatale. Avem 6 pietoni decedați în accidente de circulație, produse pe fondul traversărilor neregulamentare.